Am primit un răspuns din partea dumneavoastră în data de vineri. 10, cât am fost? 11? 11. Prin care ne-ați răspuns la cu totul altceva față de solicitarea noastră. Și ne-am prezentat prin dorința de a cunoaște și a discuta, de a dezbate care sunt posibilitățile, practic. Pentru că nu a fost proiectat niciun plan de finanțare, nu am primit un răspuns vis-a-vis de atribuirea mărcilor, dar, din potrivă, am primit o propunere din nou de asociere cu SC Piețe și Cale, prin care aceasta să aibă drept de vedere. În urma consultărilor pe care le-am avut în cadrul clubului, membrii fondatori, membrii adunării generale, nu putem fi de acord cu această soluție pe care ați propus-o, tocmai de aceea ne-am prezentat să purtăm o discuție deschisă. Am pregătit și o adresă pe care o lăsăm către dumneavoastră după ce vom încheia discuțiile, vom prezenta la registratură, cu rugămintea să avem o discuție și cu fostul partener finanțator care și-a anunțat intenția de a sponsoriza echipa, și acest lucru ar fi bine dacă s-ar putea întâmpla în cursul zilei de mâine sau miercuri după ora 14, dacă vă permite timp. Asta e solicitarea partenerului finanțator? Nu, este solicitarea noastră, pentru că fostul partener finanțator și-a manifestat disponibilitatea de a deveni sponsor. Trebuie să știm care sunt condițiile. Noi, practic, avem bugetul asigurat până la 30 iunie de către fostul partener finanțator. Mai departe, nu știm pe ce ne bazăm, nu știm ce avem. Nu avem terenuri, vorbim de academie, vorbim de tot felul de lucruri mărețe și noi nu avem terenul de antrenament, nu avem stadionul unde să ne desfășurăm activitatea. Nu am crezut că Petrolul va ajunge vreodată în situația să intre în stadion să plătească, să iasă din stadion să plătească. Nu am crezut că a fost jucător al Petrolului și conducător de atâta timp în fotbal, nu am înțeles așa ceva. Cu regret vă spun, nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Știți că lucrurile astea sunt în baza unor prevederi legale, adică nu este așa poate cineva greșit să înțeleagă reavoința cuiva. Nu am venit să încălcăm legea și nu am venit să cerem nimeni să încalce legea, am venit să solicităm bună voință și să găsim soluții pentru a ne putea desfășura activitatea, pentru că cheltuielile sunt foarte, foarte mari. De fiecare dată, interesul nostru al Consiliului Calc, pentru că până la urmă, orice formă de asociere, de colaborare cu dumneavoastră, de a acorda facilități prevăzute de lege sau nu, este atributul Consiliului Local. Consiliul Local este forul care decide asupra banilor primăriei și asupra acțiunilor noastre. Bun. Eu mi-amintesc că data trecută, când ne-am întâlnit aici, convenisem asupra unei forme de asociere, dar nu foarte bine definită, pentru că urma ca dumneavoastră să vă retrageți în forul noastră de conducere și să stabiliți lucrul acesta. Ulterior ne-am întâlnit, am dezbătut situația, pentru că toți suntem ploieșteni, toți ținem cu Petrolul de aici, nu ne este indiferentă soarta acestei lume. În același timp există, dincolo de dorința noastră a tuturor, ca Petrolul să meargă mai înainte, să facă performanță, pentru că în 2024 vom avea centenarul, nu? Și ar fi fost frumos să marcăm cu o performanță notabilă de participare în UEFA sau Cupa României. Însă, dincolo de această dorință a fiecăruia dintre noi, rămân aspectele legale, modalitățile legale de a ne asocia, de a finanța, de a sprijini într-un fel această ei. De asta v-am invitat să discutăm, în principiu, despre asociere. Scrisoarea noastră, care vă vorbește despre hale și piețe și despre dreptul de veto, vine din aceste considerente, de a respecta legea și de a construi ceva durabil pe respectarea legii. Pentru că orice fel de eludare, orice fel de ignorare a unor aspecte legale, nu va face decât să ducă la o construcție șubredă, care nu va dura foarte mult, și, Doamne ferește, alte consecințe pentru cei care decide asta și nu cred că e cazul de ceva. Asta îmi pare rău să constatăm și cred că vorbesc și la sentimentul colegilor mei, respingeți categorii cu oferta de asociere cu SC Hale și Piețe. SC Hale și Piețe, Societatea Consiliului Local, forma legală în care vrem să facem asocierea asta se poate face doar așa.
Sunt de acord ca să aveți dreptul de veto pe banii celor care vin în club din partea Consiliului Local. Este un mod normal de a gestiona o situație și mie mi se pare ceea ce, din toate punctele de vedere, legal. Dar vedeți-vă că noi avem și alți parteneri, sau vom avea și alți parteneri, care vor veni cu finanțe. Acest drept de veto asupra și asupra tuturor deciziilor pe care le va lua asociația, mi se pare un lucru abuziv. Este punctul meu de vedere. Pe aici încolo putem discuta la orice gen de... Cu tot respectul, până, vă rog, dacă permiteți. Vă rog. Prezența consilierilor aici este o garanție că se dorește lucrul acesta. Dumneavoastră vorbiți de alți finanțatori, nu știu dacă avem vreo dovadă în acest sens. Ne-ați adus un plan de... Păi, același lucru trebuia să vă întrebăm noi pe dumneavoastră. Care este planul dumneavoastră, în afară de această asociere cu hale și piețe? Vreau să vedem un plan financiar, vreau să vedem pe ce ne bazăm în momentul în care structurăm un buget și în momentul în care vom face niște achiziții. Iar sunt respectul tabii, pentru că ne cunoaștem data vreme și da, respectul meu este asigurat pentru persoana ta 1000 de ani de aici înainte. Însă, cred că trebuia să vedeți și din zona dumneavoastră un asemenea plan. Pentru că dumneavoastră, haideți, noi intrăm la asocierea asta. Și trebuie să spunem lucrurile pe ceva, da? Dumneavoastră aveți totul. Aveți echipă, aveți jucători, aveți contracte făcute. Noi, ca finanțator, preluăm un proiect asupra care noi ne-am dat cu părere. Noi nu știm, pentru că avem și responsabilitatea aceasta. În momentul ce băgăm bani, trebuie să facem și performanță. Noi nu știm dacă acum lucrurile astea, cum s-au făcut toate contractele și tot ce înseamnă managementul clubului, n-am avut absolut niciun fel de informații în sensul ăsta. Dar un eventual plan, dacă spuneți că aveți și parteneri care, care vor să vă ajute, poate că trebuie să fie pus și la dispoziția consilierilor ca să-și facă o imagine de ansamblu și să fie încurajat să voteze pentru o asociere. Ok, o să facem și o asemenea discuție și o să elaborăm probabil un plan ca să fie până la dispoziție. Pe de altă parte, vrem aceea deschide și partea dumneavoastră. Vorbim de un plan despre necesitățile unui club de Liga 2. Deschiderea o vezi, pentru că suntem aici, am cerut întâlnirea cu asta la PIS, tocmai pentru a... Nu pierde vremea. Să fie deschis financiar numai de la cu vorbe. Nu, vorbele astea nu sunt... N-am pus nicio cifră. Zboară. Haideți să vorbim cu o cifră, hai să vorbim concret. Dacă îmi dați parteneri, de ce apelați la noi pentru o asociere? În momentul în care facem o asociere, eu cred că restul celor implicați financiar de care dispuneți dumneavoastră sau de promisiunile cărora dispuneți, devin sponsori. Și atunci există o lege a sponsorizării și lucrurile sunt destul de clare. Între asociați, cei care trebuie să hotărască, cred că sunt acei asociați. Nu vin sponsorii să hotărască. Așa cred eu. Vorbiți că mai aveți promisiuni, probabil, sau certitudini în ceea ce privește alți participanți la bugetul clubului. Dacă sunt așa, ei pot fi partenerii dumneavoastră asociați sau pot deveni sponsori. Că în fenomenul sportiv există acest termen de sponsor. Eu nu cred că putem vorbi ca sponsorul să decidă asupra banilor publice. Și sunt convins că acești bani publici vor fi mai importanți, mai numeroși, decât ce vor aduce sponsorii. Probabil că domnul Tavi Grigore a greșit puțin în exprimare. A spus că avem promisiuni și încercăm să găsim sponsori care să susțină activitatea. Nu am spus că avem ceva certitudine în această oră privind un plan de finanțare 100% din partea de unui sponsor. Sunt, pur și simplu, discuții pentru a beneficia de o sponsorizare. Sau sponsorizări. Adică cu un quantum diferit. Pe de o parte, domnul președinte respinge din start o asociere cu noi, în condițiile în care Hale și Piețe ar avea drept de veto. Domnul Tavi Grigore îl consideră abuziv
și totuși ne cereți niște, să vă prezentăm un plan financiar. Păi ori doriți să vă asociați în condițiile esențiale pe care le-am impus noi și am impus o singură condiție. Ca Hale și Piețe, Societatea Consiliului Local, să aibă drept de veto. Da? Pentru că noi trebuie să avem controlul banilor, modul în care se cheltuie banii publici. Din moment ce respingeți acest drept de veto și din moment ce dumneavoastră îl catalogați, drept abuziv, deci dumneavoastră propunerea noastră a catalogat o drept abuzivă, da? De ce mai ceruți o propunere financiară? Păi n-am discutat decât de partea asta cu dreptul de veto asupra tuturor deciziilor clubului. Nu sub o formă abuzivă de asociere cu Consiliul Local. E cu tot o altă discuție. Domnul viceprimar, dacă ori vreți asociere cu noi în ceea ce v-am propus noi cu drept de veto ca să fie controlul banului public, ori ne vom scoate bărci la licitație. Altă soluție nu există. Dacă dumneavoastră spuneți că este abuzit, domnul Fabi Grigore, vreau să vă spun și eu dumneavoastră cât sponsor ați adus dumneavoastră la petrolul. Și vă spun și eu că am adus. Și nu m-am lăudat niciodată nicăieri. Vreau să întreb, și sunt aici oameni care îmi conducerea petrolului, oameni buni. Deci noi, toți colegii mei de aici, vrem să facem asociere cu dumneavoastră, dar să respectăm legea. Nu vrem să mergem la DNA, să dăm cu semnatul că nu știu ce am făcut. De aceea am trecut acea frază acolo, să avem controlul banului public și cum să facem cheltuirea lui. Colegii mei sunt de acord, noi iubim cu toți petrolul, dar oameni buni, trebuie să înțelegeți. Am mai trecut până asemenea lucruri. Nu vrem să ne mai întâlnim. Data trecută știți că v-am menționat că orice formă de asociere sau de colaborare trebuie făcută în condițiile legii. Da? Și exact cum a zis domnul viceprimar, finalul ședinței a fost că dumneavoastră ne veți trimite modul în care vedeți această asociere. Vă spun sincer că m-a dorut sufletul când am văzut acea scrisoare din partea dumneavoastră cu niște, ca și cum sună ca un ultimatum. Ce nu înțeleg la dumneavoastră este de ce vă opuneți acestui drept de veto, ținând cont că e vorba de bani publici. Condiții în care, din câte știu, nu eram implicat, dar am citit și eu, am mai documentat puțin, asocierea sau cum forma de asociere care a fost în 2008-2012, deși era pe bani privați, era decisă de, în totalitate de consilier local, dacă nu mă înșel, iar în perioada aceasta, în acești ultimi 4 ani, tot așa, Veolia, fiind finanțatorul, a venit și a decis în totalitate. De ce vă deranjează acest drept de veto al primăriei prin Hale și Piețe, ținând cont că este vorba de bani publici și după cum vă explicăm, nu există altă variantă. Nu pot să înțeleg ce s-a schimbat între aceste două mandate și ceea ce discutăm acum că vrem să facem în viitor. Experiența acumulată, indicați-ne și cadrul legal la care vă referiți. Pentru că sunteți oameni de sport, probabil cunoașteți legea sportului mai bine ca noi și atunci spuneți, uite, conform articolului cutare, deci dumneavoastră sunteți un pic lezat și am simțit cu toții când noi invocăm tot timpul cadrul legal. Și am înțeles că ați pus un pic la punct pe colegul meu care vă repetă obsesiv că avem nevoie de un cadru legal. Și, deci, colegul meu insistă, dumneavoastră îi spuneți că nu sunteți oricine, că aveți o experiență în spate pe care o respectăm. Așa lăsați impresia pe care o respectăm. Legalitate, dar suntem români. Și atunci spuneți-ne, voi greșiți când ne dați asta, sunteți acuziți. Am cerut noi asocierea, am venit la chemarea domnului primar și aveam de ales între. Ați venit la chemarea Consiliului Local, iar în ultima ședință în care am fost împreună aici, a spus că vă retrageți să votați în forul dumneavoastră de conducere, dacă sunteți de acord cu asocierea, ulterior comunicându-ne că sunteți de acord. Deci... Da, dacă ne asociem, venim cu mărcile, venim cu stadionul, da, și venim cu o finanțare, dar toate astea presupune un drept de veto pe care dumneavoastră să respingeți din stat. Dacă scoatem finanțarea, scoatem
toate finanțarea și nu avem... Pe noi suporteri ne interesează să avem stadion și mărcile, să nu zicăm cu cine știe emblema sau altceva. Asta ne interesează și pe noi. Că aceste mărți să rămână aici, dar nu putem, nu putem din punct de vedere legal, prin, ori prin asociere, ori prin... Ok, o asociere. Și asocierea cu mărcile... Odată ce mărcile există, sunt mărcile registrate. Ok, și asocierea doar cu mărcile și stadionul mai include și acel drept de veto? Absolut. De ce? Dacă nu finanțați. Pe dacă nu finanțați și mărcile sale orașului. Funcție de competiție. Noi întrebăm altceva suporterii. Dacă se poate, mărcile și stadionul, printr-o formă legală, pot veni lângă noi fără acel drept de veto? Nu, că stadionul trebuie să tarife preferențiale. Și dacă ne asociem? Printr-o asociere asta. Și prin asociere? Și prin asociere tot la fel? Noi suporterii, ca să ne facem înțeles, noi nu venim aici să vorbim de bani, noi suporterii. Și practic cu cine ajută, da? Dacă sunt aici? Noi venim, pe noi ne interesează marca, da? Mă, să avem pe piept ce trebuie. De exemplu, când s-a dat stadionul Coloșință, s-a cheltuit atunci, sau s-a casat atunci de stadion la început, din 11.000 de euro într-o singură zi. Când s-a făcut dosarul penal, s-a trecut 365 de zile, ori 11.000 de euro. Asta a fost în dosarul penal. Adică în fiecare zi trebuia să fie o acțiune de 11.000 de euro. Vă rog să verificați pe portalul instanțelor. Mă înțeleg. Eu am înțeles că sunt din partea noastră suporte ce ne dorim noi. Da? Noi vrem să avem emblema pe piept, da? Și să folosim stadionul. Ce formă găsiți dumneavoastră legală ca să facem lucrul ăsta fără acest drept de veto? Gratuit. Că nu suntem obligați să facem vreun profit, că până la urmă sunt ploieșterii contra ploieșterii. Nu, vreau, aș vrea că scris un articol de lege, nu astăzi. Pâine, pâine. Că nu se poate. De profit. Ei, bă, să cercurile de acolo de întreținere sunt mult mai mari decât cele care ne încasăm. Sau poate să zic că sunt plătite în calitățile de influenție. Stabilim un tarif pentru echipa națională, stabilim un tarif pentru Liga 2. Eu am încercat. Un tarif pentru antrenament. Și vota de consiliu. Nu cred că e cineva aici în sală care nu vrea să ne facem. Mi se pare o discuție constructivă față de ce s-a discutat până acum. Haideți să găsim o soluție să avem aceste mărci și stadion. Mai departe cu finanțarea. Deci asta ne interesează pe noi, în momentan. Vorbim din partea sporterilor. Da? Din partea domnilor? Am înțeles de asta, ai suport. Noi am spus că ne stăm deoparte de partea de finanțare, fiindcă nu e nevoie. Domnii sunt mai în măsură. Noi ne-am luptat să ajungă la primărie, mărcile, scutul, etc. Asta a fost dorința noastră. Asta a fost dorința noastră, ca niciodată să nu apară un Gigi Becali sau, eu știu, Giovanni la Ploiești, să-și poate joc de noi, cum a spus și domnul. Cum s-a mai întâmplat, dar ce am aminte, că Petronul juca pe la Moreni, și noi trebuie să avem buletine de Dâmbovița ca să putem să intrăm pe stadion, da? Nu vrem să repetăm. Noi vrem să avem... N-a spus nimeni că trebuie să ni le dea, să se găsească o formă. Noi asta dorim. O colaborare să fie o formă legală în care noi să avem aceste... Da? Legală, nu știu, că e scrisă. Nu poți să asta, nu știu, mă va pe partea de documente. Da? Deci să avem o asociere. E a șaptea întâlnire. La cum am stat și am ascultat. Dacă ne mai întâlnim de 100 de ori, în discuția de o jumătate de oră care a fost, tot nu ajung la o concluzie. Pe parte, când intervine banul, nu se împlătea. Noi vorbim pe ce ne interesează pe noi, da? Vă rog, dacă vrea să zică cineva și greșesc cu ceva? Nu știu, spuneți, dacă a spus chiar, nu mi-a spus dacă... Eu zic ce vrem noi, da? Pe parte legală, că vine primăria cu un leu, cu 2 lei, cu 100 de lei, nu știu. Pe două variante mi-a dat Consiliul Local. A spus. Asociere sau licitație? Ok, dar putem... Da, dar asocierea cu mărcile noștri, poate să vină Aga fiind de 9 persoane, poate doresc să vină lângi și cu 3 persoane, 3 cine mai sunt de la spus și la spus. Dar dumneavoastră ați ascultat că doamna secretară, care asigură legalitatea, că nu se poate gratuit. Nu, nu se poate. Am înțeles partea cu stadionul. Am înțeles de partea cu stadionul. Nu vreau vese și nu vreau bani, vreau să-i detățeam, stem. Nu vicerește cu stemile. Cu banii nu înțeleg cu semnătura, înțeleg.
Mărcile trebuie scoase la licitație de sau prin mărcile se duc către hale licitație, hale și poți se pot, se poate, societatea hale licitație se poate asocia cu... Ok. Nu, dar rămâne aceea discuția de fie de voto, veto, pentru că hale, mărcile reprezintă o valoare. Nu schimbă nimic discuția. De ce să fie veto? Dacă nu cere finanțare, de ce să existe veto pe mărci? Noi am cerut, noi am venit să cerem stadionul gratis și, și mărcile, care noi n-am luptat pentru mărci. Noi n-am luptat pentru mărcile la primărie. Și acum dumneavoastră ne cereți bani pe ele. Nu este corect. Nu este corect ce facem. Nu e noi. Nu este legal. Nu este legal. Este legal ce a spus dumneavoastră de bani cu finanțarea. Acolo este legal. Acolo nu am vorbit. Dar de mărci și de stadion, alea puteți să ne le puneți gratis. Prin asociere. Avem cod, avem dacă s-a făcut din banul public, care este... ne obligă să utilizăm. Nu vă cerem bani pe nimic, dar dacă astea sunt condițiile legale, ce putem face? Ok, dar se poate face... Mărcile la cât au la primărie, n-au valoare. Se poate face un preț de valoare și, din momentul ăsta, sunt obligați să aibă control asupra valorii mele. Nu cer scuze, poate greșesc, poate cumpliți și o întrebare. Dacă primăria Ploiești dorește să facă un eveniment altfel decât fotbal, pe stadion, își plătește chirii singur, da sau da? Da. Cum? Cum își plătește la CSM? Cum? La CSM? Da. Păi dacă e dată la CSM? Bun, dacă stadionul era la Ploiești, nu plătea chirii, dacă stadionul era la Ploiești, nu plătea chirii. Cum? Ploiești la Ploiești? Cum? Nu merge. Ploiești la Ploiești nu merge. Colegiunile de... Consiliul local, care stabilește prețurile de închiriere a stadionului. Știu, când e dat, la o sorbentare s-a fost direct, dar... A fost încălțit cu mine, când am avut la... Cu banii am înțeles că trebuie controlat și trebuie semnăscă. Nu vorbim de bani, dar nu există bani. Noi vrem stadionul și mărcile gratuit. Cum le-am adus de la primările, vrem gratuit, nu pe bani. Păi, asta trebuie să hotărâm. Ori ne-am încercat soluția voastră, ori după ce plecă dumneavoastră de aici, eu am să rog colegii mei să facem imediat o ședință de îndată și să scoatem la licitație mărci. Nu. Dacă nu ajung la noi, nu știu. Dacă nu reușim noi să le licităm. Asta vorbesc. Noi nu mai continuăm. Nu e treaba dumneavoastră. Dar nu este. Nu e treaba. Mai departe. Nu e treaba dumneavoastră. Nu e treaba mea. Nu asociați cu cifrele de cumpără. Da? Și dacă vine unul de la Timișoara... E o situație deloc dorită. Exact. Da. Asta vreau să scot în evidență. Noi cum continuăm? În 2016, când am plecat proiectul ăsta după un SCPC Petrolul care a falimentat și probabil o să mai plecăm, că se pare că la 5-6 ani suntem obligați să facem din nou câte ceva, că așa merge Petrolul. Vorbesc ca suporter acum, da? Nu. Ce facem? De fiecare dată trebuie să stăm să luptăm. Am luptat să luăm de la Bercea și de la Luca mărcile, de la foștii conducători. Le-am luat, le-am adus aici. Acum, din, iar ne trezim în situația, ce facem? Nu putem să le folosim? Sau vine unul de la Timișoara și ia mărcile? Sau de la Bistrița, sau de la unul nu veni. Deci prea asta este vorba. Deci, în cei fapte, de ziceam că tinerii care vor să aici, noi am fost de 2-3 ori la DNA, suntem cu suplimentul, dumneavoastră. De banii care i-ați dat la rupă mări și pe stadion. Deci, așa, deci, că noi nu suntem închirierea stadionului, să știți, fiindcă pe acuzare, așa că mai ușor cu gratuitatea, din moment ce toată lumea, sau cei care au fost în Consiliul Local, au fost la DNA, fiind sub evaluarea de închirierea stadionului. Deci cap de acuzare pe valoarea de închiriere, deci nu pe gratuitate, ci deci pe negativitate. Am înțeles și a zis că aveți nevoie de care îi depărinte pe mărcile. Dar respectăm puțin legea. Dar și nu să nu fie respectată. Puneți-o sub America. Doar o soluție, ca suporte de noi o soluție. Ce este simplu? Să fie bine pentru Petrol. Foarte simplu. Nu știu ce vă deranjează ca cei de la Hale care vin cu toate astea, să aibă de săpetul la cerbirea mai mult. Nu vorbim de bani aici. Noi nu vorbim de bani. Nu vorbim de bani. Noi acum am vorbit de bani. Deci, vederea legalității documentelor din instituția aceasta, fie că este primărie, fie că este hotărâre de Consiliul Local, există doamna secretar, cea care vizează de legalitate. Așa că, în momentul acesta, aș vrea să mai auzim pe dânsa o spunând odată ce avem voie și ce n-avem voie. Noi, în afara raportului dânsei, nu vom vota niciodată. Deci dacă doamna secretar spune asta e legal, avem o bază pe care să putem da un vot de oportunitate. Dacă...
Orice fond. Nu. Pentru mărci și stadion. Pentru mărci și stadion, orice fond o considerăm și este legal. Și mărcini stadionul reprezintă toți banii. Ca să înțelegem. În situația în care ați fi de acord cu propunerea Consiliului Local de asociere și drepturile veto, 10 piețe și hale, va veni în această asociere cu mărcile și cu drepturi de veto. Mărcile nu pot veni la dumneavoastră cu timpul gratuit, nici stadionul. În asociere, 10 piețe și hale nu vine cu stadionul. Stadionul este în domeniul public al UATR-ului și este, dacă nu mă știu, în administrarea CSV-ului. Stadionul este utilizat de oricine în baza unui tarif. Tarif stabilit de Consiliul Local. Dacă este un tarif diferențial, se va stabili pe baza criteriilor aprobate tot prin hotărâre de Consiliul Local. Deci trebuie să înțelegem că stadionul niciodată nu va veni gratuit, nicăieri. Ok, dar o sumă modică nu se poate? Ba da, se poate... Nu, se folosesc tarife. Tarife diferențiate. Consiliul poate stabili diferențe pentru tipul de competiție. Okay. Liga 1 atât, Liga 2 atât, Liga 3 atât, Naționala... Dar pentru noi și nu. Dar trebuie să înțelegeți că nu poate veni în această asociere stadionul și nici mărcile. Avem codul administrativ care ne spune clar cum să folosim domeniul privat al unității administrative teritoriale. Nu suntem nimic în folosință gratuită. Decât după care îl aduce, sau, mă rog, și mărcile, am înțeles, reprezintă tot bancul, pe care l-ar aduce într-o eventuală asociere. Se poate, din punct de vedere legal, ca să nu mai existe problema asta cu veto, să aveți dreptul unui vot favorabil pe banul public, adică în momentul în care dumneavoastră intrați în asociere, în cum a fost, de exemplu, Veolia, se refac actele practic constitutive ale asociației Petrolul 52, sau mă rog, se modifică statutul ca să poată să intre cineva în asociere. Și se poate trece acolo, părerea mea, că ar trebui să poată, nu știu exact legal, ar trebui să poată să aibă dreptul unui vot favorabil pe banul public. Deci e o diferență care poate pentru majoritatea suporterilor e vitală. Diferența între controlul cu banul public, care este corect, legal, din punct de vedere al legii noastre, răspundeți cu banul public și e normal să aveți un drept de veto sau vot favorabil, cum vreți dumneavoastră să-i ziceți, și veto pe întreg activitatea clubului. Asta mă interesează dacă se poate din punct de vedere legal. Nu știu exact cum. Normal ar trebui să se poată, dar nu știu exact dacă există forma asta și în ceea ce privește dreptul administrativ, că e o diferență între dreptul comun și administrativ. Deci ce vreau să vă spun? Propunerea pe care a formulat Consiliul Local este aceea pe care s-a prezentat cu dreptul de vot. Eu nu pot să mă pronunț decât pe propunerea formulată de Consiliul Local. Corect, de-aia v-am rugat să... condițiile se pot stabili, ar cumva vorbim în mod general. Nu vorbim de cazul de speță. Da. În orice asociație se pot formula condiții și se poate întocmi un statut cu acordul asociațiilor. Dar noi, la momentul acesta, vorbim doar de propunerea formulată de Consiliul Local. Eu nu pot să fac alte apreciere sau să... Bineînțeles. Eu v-am întrebat, pentru că o văd ca o soluție de compromis care ar mulțumi și masa mare a suporterilor și ar fi, din punctul meu de vedere, și legală, adică ceea ce răspundeți dumneavoastră ca și consilier în fața legii. Atât timp cât aveți un vot favorabil asupra banilor publici investiți în club, automat cu audit, că nu se poate altfel. Cu un cenzor numit, dacă vreți să numiți un cenzor și așa mai departe, toate formele legale ca să puteți avea. Și prin asta eu văd ca o deblocare a discuțiilor care oricum văd că se învârt în cerc de la prima întâlnire până acum. Nu am luat până acum cuvântul, că am așteptat să văd dacă se întâmplă ceva, dar se pare că nu se întâmplă mai nimic și trebuie. Vă dați seama că sunt presat de marea masă a suporterilor, fie reprezentantul.